Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Din nou suntem la Stupine. Suntem astăzi în 18 martie. Frig cât este. Ca să vedem cât e, așa. Să vedem cât e indică la bord aici. A, 12 grade. Da, e, nu știu. Așa mi indică mie, dar nu apare 12 grade. În sfârșit, eu sunt îmbrăcat destul de gros. Da, de ce am deschis camera să filmăm un pic? Vă spuneam că am strâns albina exact pe câte rame s-a fac germul. Adică pe câte rame de puiet avem. Dacă înțelegeți asta, aveți șansa să ajungeți la așa o chestie. Deci, acum, în perioada asta, când nopțile sunt reci, când se ajunge aproape de 0 grade, ei bine, ei doi într-unul stau excepțional. Da? Dacă observați, rama asta, am avut diafragma până acum pus aici. Da. Diafragma pusă. Și acum am ridicat-o. Este... Deci, supraturi de albine stau, una pe stau aici. Bănuiesc că este chiar ultima rama asta când îți puie, dar nu poți face că e reci. Și acum ce am să fac? Da? Deci asta e pe stânga, la fel și pe dreapta, dragilor. Ia uite. Da, bine. Acum, continuăm să hrănim în dublă folie. Da? Folie dublă. Și avem și șansa hrănirii prin spate. Asta vreau să vă mai arăt. Deci, uitați, când el este bărdușul cu albină, este plin cu albină, putem face hrănirea și prin spate. O ramă pusă aici în spate, este tras ușor prin ochiurile cele Hahnemann. Știți bine, nu? La gustul. Deci, de aceea rămân la părerea că atunci când am făcut full cu 6 rame cu puiet în față, eu continuu să fac hrănirea pe partea asta, stimularea. Așa, cine înțelege. Fără a stimula și iată numai cu mierii, deci numai cu mierii, uitați, asta vreau să fac. Da? Deci mierii de foarte bună calitate, de tei, și cu asta stimulăm. Și cum facem? Ați văzut cum facem. O ramă, deci o am acolo lateral, o ramă în spate, hrănim și prin spate, da? Și sigur și în folie dublă. Acum, fiindcă mi-am scos diafragma, aici am să caut o ramă de la rezervă. Uitați! O ramă foarte bună de ouat, cu mierii căpăcită, dar o vreau mai plină, pentru că consumul acolo e foarte puternic. Da, deci atât, caut o altă. Asta este un pic mai încărcată, la mână îmi dau seama. Ia uitați, deci căpăcită pe parte și pe alta. Puțin am mierii necăpăcită, da, dar asta mă interesează, să am hrană suficientă. Și acum, ce voi face? O să o zdrăbesc un pic și o bag exact în locul ăsta. Da? Deci pe asta de aici am să o las așa lateral un pic. Vreau să vedeți exact. Da, filmez cu mână, cu mână. Și să reușesc să... Deci asta. Să punem și partea asta altă. Așa. Deci avantajul mare, extraordinar de mare acum. 2 sau 3 în 1. Am și cu 3 în 1. Însă aici când
mi-am lăsat spațiul la unii dintre ei aici în spațiu pentru expandare. Cât de curând, într-o săptămână cred că asta va fi full. Și atunci va trebui să iau patru rame cu pugheta de aici cu matca, o duc în spate aici, da? Deci aici o duc și închid ochiurile, asta e. Voi pune și cealaltă diafragmă cu două ochiuri și atunci o ramă hrănitoare, o ramă de asta de descăpăși va fi la intersecția celor două familii, că două vor fi în final. Asta va fi de bază și o expandăm și punem două, trei rame și ne ducem, aproape îl facem plin, are toată albina călătoare, în sfârșit. Și în felul ăsta, sigur, în scurt timp pregătim familia de bază aici, de 7, 8, 10 rame de puiat. Deci acum am spus că fac așa, am băgat-o pe asta, am zărit-o un pic. Mai are un pic de propolis și n-am avut răbdare, dar sper să reușesc să o bag. Cu camera n-am să reușesc într-o mână, asta e, am să o scot din nou. Și ce fac după aceea? Acum, deci e un pic mai forțat, am văzut și propolis, dar și pentru faptul că e diafragma pe mijloc, deci mi-a consumat 2 mm cât e grosimea la diafragma. Și acum, ce facem? Ia uitați, așa o facem. Asta e operația. Aici îi punem strici deasupra mierii de cea, cristalizată în folie dublă, ca să continuăm stimularea. Deci el are sentimentul că e tot timpul la cules. Da? Da. Mă înțeleg, dar camera nu aruncă, știi? Am așa asta chestie ca să pot să țin etanș, să grila anteșoare că o ținem în continuare, da? Știți bine asta. Acum, la unul ca asta, șoarecii nu prea are curaj. Și iată cum am pregătit porțiunea asta dintre cele două. Aici voi pune merea cristalizată și pun și un pic de polen, că timpul ăsta a fost așa rău, de o săptămână încoace nu mai putut ieși albina. Așa că fac această operație repede și vă... Și mai folie dublă. Deci câte vreme facem hrănire, stimularea de asta cu mere cristalizată, cu polen, cu produsele ei, mere de calitate, nu avem decât succes maxim. Ca o turcă, da? Și acum pun sensul distanțierii. Pentru că
altfel se lipesc cele două folii, se lipesc și albina nu poate să se coale printre. Punem și un pic de propolis, de polen, pardon. Așa. Avem polen tot la albinuțe recoltat. Apropo de asta, cei care doresc polen proaspăt, congelat, așa cum îl vedeți pe ăsta, le pot oferi polenul acesta și miere cristalizată, miere la 15 lei kilogramul, așa cum o vedeți aici, miere de tei de foarte bună calitate și polen la 7 lei, 70 de lei kilogramul, da? 7 lei 100. E 9-10 lei, dar eu îl dau așa. Sigur, e preferat să fie o cantitate mai mare de miere. Dacă dau la 15 lei, sigur că e un preț convenabil. Toate produsele sunt bio, dragilor, pentru că sunt din biostuc, nu din altă parte. Da? Deci sunt fără tratamente medicamentoase și atunci iată cum reușim biostupul să-l ducem la vârf și să oferim șansa foarte bună pentru ca și alți apicultori, îmi doresc din suflet și alți apicultori să vadă că avem performanță aici. Da, iată acum așa arată și fac numai folia, o acopăr și ce credeți că fac? Tasez un pic. Mierea nu e chiar foarte, foarte cristalizată, ea este un pic muiată. Și așa a făcut turta. Asta e turta, dragilor. Da? E turta adevărată, rapid făcută, la fața locului aici, la fața albinuțelor. Așadar, am ținut să vă arăt așa acest lucru. Ați mai văzut-o, am făcut-o concret acum. Și continuați, uitați aici, facem și rânea prin spate, când aici se va fi full și iată aici, nu mai am nicio șansă să mai pun nicio ramă de aici. Toate șansele sunt pline acum. Atunci voi avea dialogul cu familia prin spate și când voi sesiza că albina e straturi cu intervale cu tot pline, atunci voi veni, nu oricum pe timpul ăsta, trecem cuibul, n-are rost. Așa că mă opresc aici să-mi continui treaba. La revedere, dragilor! Cum vedeți, m-am treabă, nu glumă. Da? Da, fac și eu cât pot. Două mâini am. Și cu ajutorul Dumnezeu sper să reușesc din ce în ce mai multe lucruri interesante. Așa cum vedeți, la matematică am reușit să mă duc acum la un număr de lecții. Așa, voi apicultori care dați peste mine și vă urmăriți, aveți și frați, copii. Intrați și acolo la matematică, că începând de la clasa 0 până la clasa 12, avem lecții făcute în varianta în care știu eu să fac lecții. Adică, așa pe înțelesul tuturor. Așa cum vă spuneți voi, că sunteți îndrăgostiți de felul în care eu explic. Pentru că nu vă mint, dragilor, spun lucruri concrete, clare. Asta fac. Și asta vă arăt. Nu, mă rog, fac un lucru și arăt altceva. Nu. Vedeți pe viu, concret, cum putem lucra și ce performanțe putem avea. Așadar, la revedere, pe curând!